Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Băi, sunt intrigat de un titlu. Am găsit, presa română a descoperit cuvântul mălai și caută pluralul cuvântului mălai. În ce sens? Este un mălai. Întreg articol într-o publicație, publicația Fanatic. Care este pluralul cuvântului mălai? N-are. Băi, aparent are. Și ai fi tentat să zici mălaiuri. Așa ai fi tentat, nu? Da, mălaiuri, da. Da. Mălaiul este practic făina de porumb. E, mai înseamnă și parale. Biștari, golo, da, dacă da. Ai mălai pe tine. Da. Boss, dacă ai ceva. Și declinările cuvântului mălai sunt următoarele. Nominativ, acuzativ. Singular, nearticulat. Mălai. Singular, articulat. Mălaiul. Plural, nearticulat. Mălaie. Mălaie? De ce plural, mălaie? Articulat, mălaiele. Na. Da, adevăr că limba română are niște... Domnule și... Mălaiele, da. Tot de aici vine. Da. Genitiv, dativ, singular, nearticulat, mălai, singular, articulat, mălaiului, plural, nearticulat, mălaie, plural, articulat, mălaielor. De ce ai înțeles, da? Pentru că... Mălaie, dar nu... Dar dacă zici mălaie, de ce nu zici mămălige? Și zici mămăligi? Că da. Nu, da, are... Că ar fi putut fi mămăliguri, dacă de-aia nu poți să spui mălaiuri, că trebuia să zici mămăliguri. Mă gândesc. Ca formă e suprarealist. Cineva a avut prea mult timp liber? Da. Cum ar fi stabilitatea asta? Eu nu înțeleg niciodată. Nu, la anumite cuvinte de-astea care ies din regulă, știi? Cercetătorii români, dacă te gândești... Se pun și la o masă. Da. Mălai seamănă cu plai, de exemplu. Da, și e plaiuri. Nu e plaie. Nu e plaie. Pe ploaiele noastre... Plus că eu nu i-aș... Dar zici ploaie, nu zici ploiuri. Corect. Ai văzut? Păi da, dar pluralul e ploaie, ploi. Da. Nu e aceeași șmecherie. Așa este. Eu, în primul rând, nu îi văd sensul pluralului. De ce să aibă mălaiul plural? Hai da, că trebuie să n-aibă. Mai mult saci cu mălai, nu mai mult saci cu mălaie. Exact. Bă, am folosit mai multe mălaie. Păi da, dar păi, stai, că există mălai de porumb, există mălai de mei. Mai sunt diferite mălaie. E mai multe mălaie. Ia vezi, mă, între mălaiele alea avem și da. De linte. Du-te și tu, da, exact. Da. Era să zic în farmacie. Du-te în cămară și vezi ce mălaie avem la în cămară. La făină ce? Făin. Făin. Făinuri. Făinuri sau făini? Făinuri știu eu. Făinuri, eu așa știu. Dar mie îmi plac cuvintele care nu au singular, de exemplu, în afară de situațiile în care românii consideră că au. Cum ar fi ochelari, despre care am învățat la școală că nu au singular, dar am auzit... Ochelar. Ochelarul. Da. Ia, dă ochelarul. Da, da, da. Sau blugi, blugu. Da. Ai spălat blugu. Dă blugu. Ai spălat blugu. Da. Ți de altă blugu. Parte, de ce să spui ai spălat blugii, dacă e doar unul? Practic, orice blugi da. Au doi craci. Dacă ar fi, e blugul stâng și blugul drept. Da, da, întreb doi... dacă ai spălat cracii, nu? Mă rog. Dacă... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.